Bun, deci salut, oameni buni, și bine v-am regăsit la un episod. Este primul episod filmat cu trepiedul. În acest episod vreau să vă prezint noile update-uri pe care le-am adăugat la birou. În primul rând, o să urmeze un nou monitor, deoarece pe acesta l-am spart. Poveste lungă, o să vă povestesc un pic mai târziu. În primul rând, vreau să vă arăt că față de data trecută este ordine. Și că am adăugat o bandă cu LED-uri. Asta este lucrul important, aici este telecomanda. Frumos, elegant. Așa, da. Avem culoarea principală roșu, verde, stați așa să vă și arăt. N-am bateriile puternice, am fost să-mi iau, dar n-am găsit. Deci avem o dată verde, roșu, vezi, prinde greu, roșu, verde, albastru și alb. De acolo vin combinații de culori, avem portocaliu, portocaliu un pic mai deschis, un muștar, galben și etc. Avem aici opțiunea de auto, stat așa să... Hai că dacă e nici că s-a luat curentul. Avem opțiunea de auto, o avem aici, o avem aici opțiunea de flash, fade 7, 3, jump 7 și jump 3. Acestea deja sunt alte opțiuni pentru acestea. Hai că a revenit, perfect. O să dăm în primul rând pe auto. Acum avem pe quick. O să dăm pe slow. Așa, stai să mă dau un pic mai în spate să prindă. Stai să reglez și intensitatea. Să le dau totuși, stați așa unde le dădeam mai încet. Pă, parcă de aici le dădeam mai încet, că nu mă știu unde le dădeam. Ah, gata, am găsit, gata. O să dăm pe auto. Și dăm un pic mai încet lumina. Așa, sper că se vede acum. Banda, nu știu ce dea focus. Așa. Focus, dacă se poate. Așa. O să dăm acum pe... O să dăm pe fade, pentru că se vede cel mai ok acum, momentan, pe filmare. Banda vine pe aici, așa. Pe aici, cum o vedeți, vine cu a ce se duce prin spate. Stai așa să dau acum acesta mai la o parte. După aia vine prin partea aia aici, aici cobor în jos, după aia mă duc și în jos și pe jos la propriu. După aia, cum vedeți, vin cum zice aici așa, urc înapoi și vin pe acolo, încoace și ajung acolo unde am consola. Bun, fraților, am vorbit despre despre faza cu noul update. O să dau pe roșu. Așa, să dau un pic mai puternic culoarea, un pic mai puternică. What? Bă, am zis roșu. Bă, cred că e din cauza de aici, nu? Da. Acolo am scurtat banda și a trebuit să fac o mică improvizație, nu este niciun fel de problemă. Punem acum calculatorul, punem trepiedul pe picioare, îndreptat spre spărtură și acum hai să vă povestesc cum s-a întâmplat acest fenomen, cum am spart eu monitorul. Monitorul l-am spart, cum vedeți pe pereți, din episodul anterior era altă culoare, acum este un turcoaz. Înainte era portocaliu. Între timp de să-mi bag eu parola. Așa. Și automat, când faci o... când zugrăvești în cameră... Stai așa, să dăm așa mai... Mai așa. Când zugrăvești în cameră, îți adun toate lucrurile și le pui într-un anumit loc. Tot ce am pe birou, inclusiv boxele, le-am dus în foișor, astea au fost separat. Boxele... V-am zis că le-am dus în fășor. Tastatura, laptopul, monitorul, celălalt laptop și multe alte chestii. Lucrurile de aici, stați așa. Lucrurile de aici, toate astea, au fost puse într-o cutie și monitorul a fost pus în cutia aceea. Eu le-am aranjat bine, dar și plus tot ce am aici au fost pus. Dar eu cum am aici mașinuțele acestea, care au fost de colecție pentru că s-au stricat roțile.
asta sticla aceasta, cel puțin așa presupun eu, asta sticla aceasta, ceva gen mai așa, cum să rece, stând aici pe colț, pus în, cum a fost pusă greutate peste cutiile respective, pentru că tot ce a fost, tot ce am avut în cameră, tot ce am scos a fost băgat în hol, s-au pus peste monitor și peste astea și automat monitorul, având greutate peste el, a cedat exact în acest colț și cum vedeți cum apăs, face destul de urât. Asta este, acum haideți că o să vă arăt rapid monitorul pe care am hotărât să îl cumpăr. Este un monitor de pe PC Garage. PC Garage. Așa. Notebook aluatoare de-astea. Produsul meu. Monitor LED. Philip. De la Philips. Așa. Bun. Acesta este monitorul pe care am hotărât să îl cumpăr. O să urmeze să îi dau comandă cât de curând. O să-i dau după 24-25 august, pentru că până atunci nu prea o să am timp să umplu pe calculator și de-astea, dar o să fac, tot o să fac un pic de activitate pe YouTube. Bun, vedeți aici, costă 350 de lei pentru monitor secundar, eu zic că este arhi-suficient. Acest monitor vine, stați așa să-l deschidem. Frumos, pozele, stați așa un pic să îndrept imaginea. Bun, are 22 de inci aproape și rezoluția are 1080, 16x9. Acesta am hotărât să îl cumpăr. Bă, frate, cam atât a fost cu update-ul nostru. O să urmeze să dau comandă de monitor pentru că l-am spart. Calculatorul n-am pățit nimic, deoarece pe acesta am mai stat seara. Dar asta este. Bun, vreți, cam atât a fost acest episod. Vă mulțumesc pentru toată atenția acordată. Eu am fost Zuki, iar până la un alt episod, vă salut. Bye, bye.